se poate întâmpla și altceva. Privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dorind să vă spun ceva și să ne încurajăm în același timp, să învățăm ceva, să ne aducem aminte de anumite lucruri și să privim spre Dumnezeu în care noi avem nădejde, speranță, bucurie, încredere, mi-am adus aminte de un verset pe care aș vrea să vedem dacă îl știe cineva. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4. Ce spune acolo? Vă aduceți aminte? Mă gândeam să dau premiu la cine spune lucrul ăsta primul. O să mă gândesc, frate, să vă răsplătesc pentru lucrul ăsta. Aș vrea să afișați, vă rog, versetul. Și să-l spunem împreună. Este un verset atât de frumos, ne învață niște lucruri extraordinare și ne aduce aminte foarte, foarte multe lucruri. Versetul 4 spune în felul următor. Împreună. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Cum ați mai putea denumi, sau în loc de bucurie, ce înțelegeți prin bucurie? Puteți să-mi găsiți sinonim la bucurie? Fericire? Veselie? Voioșie? Mulțumire? La tot suficiență? Desfătare? Nu? Entuziasm? Optimism? Plăcere? Observați un lucru extraordinar și vreau să ne reamintim ce spuneam cu vreo 2 ani și vreo 7 luni în urmă, referitor la bucurie. Cred că ar trebui să ne încurajăm în fiecare zi. Și ar fi frumos. Și privind la textul acesta din Filipeni, îmi vine în minte o imagine care este în antiteză cu ceea ce spune autorul acestui verset și acestui epistole. Privind pe paginile Sfintei Scripturi, observăm că până și cântărețul Vechiului Testament slăvește poporul care poate psalmodia și care se bucură. Așa spune în Psalmul 89, versetul 15 și 16. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele Tău și se fălește cu dreptatea Ta. Și Apostolul Pavel, aici în Filipeni, amintește în epistola sa, în scurta sa epistole de 4 capitole, Pavel amintește de 14 ori cuvântul bucurie. Și știți ce e interesant? Pe el unde era? Întemnițat. Și Pavel zice, bucurați-vă! Drept dovadă că și întemnițat inima apostolului era plină de ceea ce îndemna și de ceea ce scria. Și bucuria în Domnul este o parte esențială a adevăratei evlavii. Îmi place să mă bucur. Este adevărat că nu pot fi unul care să arăt tot timpul pe fața mea că sunt bucuros. N-am cum. Pentru că aș minți. Și nu pot minți. Mi-ar place să fiu tot timpul bucuros și Scriptura mă îndeamnă, dar nu sunt. Și mă rog ca Domnul să pună în inima mea întotdeauna bucuria. Amin. Dar privind în Cuvântul lui Dumnezeu, mă încurajez. Pe mine și vă încurajez și pe dumneavoastră împreună să fim toți aceia care să ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Amin. Și ce este interesant, că nu numai Pavel era în situația în care trebuia să facă lucrul acesta, să nu fie bucuros și totuși el îndemna, dar și cei cărora le scria aveau o problemă. Și îi îndemna, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Pentru că cei din Filipii, dacă vă uitați în versetul 29 și 30 din capitolul 1, duceau o mare luptă a credinței. Deci nici nu le era ușor. Nici lui Pavel. Și Pavel le spune, fiți bucuroși. Nu? Și un lucru interesant, dacă se poate afișa din nou versetul pe videoproiector. Spune acolo, bucurați-vă totdeauna. În? Deci adevărata bucurie, biserica o poate avea când? Totdeauna unde? Numai în Domnul. Este cuvântul Scripturii. Pentru că în El chiar și suferințele nu sunt altceva decât un har. Așa spune versetul 29 din capitolul 3 și părtășie cu El. Deci bucuria creștină n-ar trebui să fie o stare ocazională de zile mari, atunci când nouă ne merge bine, o stare în care este sărbătoare, credincioșii au toate lucrurile bune, împrejurările sunt bune, ci bucuria trebuie să fie permanentă.
Și ea trebuie să fie conținutul esențial al credinței în Domnul Iisus Hristos. Amin. Acest adevăr este descoperit de Domnul Iisus Hristos în cuvântarea care a înfățișat principiile fundamentale ale Împărăției lui Dumnezeu și a vieții de credință, spunând în felul următor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă! Pentru că răsplata voastră va fi mare în cer. Deci adevărații credincioși ai Bisericii lui Hristos trebuie să fie recunoscuți întotdeauna în mijlocul lumii, care încearcă cu greu să-și ascundă dezamăgirea, să-și ascundă frica sub masca distracțiilor și a oricăror altor lucruri prin bucuria lor curată și luminată în Hristos. La asta suntem chemați. Să ne arătăm tuturor că suntem bucuroși în Domnul Iisus Hristos. Și dacă vă uitați la cei care sunt împotrivitori lui Hristos, veți vedea că ei prezintă credința ca pe un lucru lipsit de orice bucurie. Nu vi s-a întâmplat să spuneți cuiva despre Hristos și el să spună în felul următor. Acea persoană, bun, vin, mă pocăiesc. Păi, dacă mă pocăiesc, nu mai am prietenul meu de lângă mine cu care voi putea să merg la un pahar. Deci asta e bucurie. N-am bucuria de a mai fuma. N-am bucuria de a mai merge la dans. N-am bucuria de a mai merge în club. N-am bucuria aceasta. Nu mai am cum să vin să mă pocăiesc când nu voi putea să mă bucur. S-a întâmplat lucrul acesta. N-ați auzit oameni care spuneau, păi mă, dacă te pochești, toată bucuria dispare. Nu te mai poți distra, nu mai poți face nimic. De multe ori însă și copiii lui Dumnezeu sunt vinovați de acest lucru. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem vinovați de lucrul acesta. Pentru că de prea multe ori, așa ne punem pe față îngrijorare. Și dispare bucuria. Și cei care le văd și se uită la noi, păi, cum să vin la Hristosul ăla de care tu îmi spui că-i bucurie și tu, fața ta și tot ce faci arată că nu e bucurie. Și este teribilă această minciună pe care diavolul o răspândește. Și mii și mii de oameni, de suflete, îi cad victime. Ce bucurii ar trebui să umple viața noastră și ființa noastră. Pentru că este îndemnul Scripturii. Dumnezeu ne vorbește prin gura Apostolului Pavel. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Unii se bucură ce? Când dușmanii sunt îngenuncheați. A, am prins. I s-a întâmplat și lui rău. Gata, e bine, mă bucur. Nu? Alții se bucură de necazul altuia. Alții se bucură de casele lor, alții se bucură că au câștigat la loterie, alții se bucură de statutul pe care l-au. Dar care e bucuria care ar trebui să umple inima credinciosului și inima mea? Mântuirea. Deja jumate din predică mi-a spus-o. Este prima bucurie care ar trebui să umple inima credinciosului. Și știți ce? Din această bucurie derivă și celelalte bucurii. Bucuria mântuirii este prima bucurie care ar trebui să se regăsească în inima noastră. Este bucuria întâlnirii cu Mântuitorul. Atunci, în momentul în care noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, în momentul în care L-am primit pe El ca Domn și Mântuitor, în ziua aceea, din momentul acela, parcă a fost ceva extraordinar. Ne-am simțit mai ușor. Ziua era cu mult mai însorită. Soarele parcă ardea mai tare, nu ne interesa de absolut nimic și totul în jurul nostru parcă era așa o aură de lumină extraordinară. Nu-ți mai păsa de nimeni și de nimic, în mintea ta era numai bucurie și fericire, te-ai gândit că toate lucrurile s-au dus, s-au rezolvat și de acum sunt regulă. Și a fost așa bucurie care ți-a umplut inima. Asta a fost bucuria mântuirii, nu? Și lucrul acesta ar trebui să îl înțelegem noi. Așa cum zice și Pavel. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nu? Bucuria mântuirii ar trebui să se citească pe fața noastră în fiecare moment și în fiecare clipă.
Chiar și atunci când mergem la casa Domnului și suntem în casa Domnului, poate de multe ori suntem supărați, așa este. Dar haideți să lăsăm în inima noastră, în ființa noastră și să ne aducem aminte de bucuria aceea care ne-a umplut inima când l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților noastre. Și cu acea bucurie, venind de acasă și gândindu-ne la asta, bucuria să ne umple fețele și în felul acesta să arătăm că suntem copiii Domnului. Amin. Amin. Nu? Uneori când venim la casa de închinare, parcă avem servicii de înmormântare. Ni se pare că totul este fat, nu mai merge nimic, nu se poate rezolva, ar trebui să facem, să dregem. Da, trebuie. Dar dincolo de lucrurile acestea, haideți să privim în ființa noastră și înăuntru nostru. Știți foarte bine ce se întâmpla cu fratele Nechifor înainte de a pleca și a ieșit din casă. El întotdeauna, dacă vrea să meargă undeva, se ducea la oglindă, se uita. Dacă eu sunt omorât, nu pot să ies din casă și nu mă duc să spun nimănui. Pe genunchi, așa zicea, pajarunț. Pajarunț, frate, pajarunț. Se ruga până când îi se vedea pe față bucuria. Și atunci ieșea din casă și putea să vorbească și să spună și altora despre Domnul. Domnul să ne ajute să înțelegem că fiecare zi să începem nu cu un oftat, ci cu o laudă la adresa lui Dumnezeu și cu mulțumire. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și să avem ochii ațintiți spre El. Și Domnul să ne întărească. Apoi, o altă bucurie care ar trebui să se vadă în noi este bucuria care doare pe mulți. Bucuria unității. Nu? Bucuria creată de unitatea fraților. Tot în Epistola către Filipeni, Apostolul Pavel scrie: faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Unitatea este legătura ce ne leagă puternic și ne face pe noi toți o forță spirituală. Dacă pentru Pavel unitatea fraților era prilej de mare bucurie, fiți sigur că pentru diavol este mare prilej de furie. El se luptă și astăzi ca să rupă legăturile ce strânge împreună pe toți copiii lui Dumnezeu. Să nu lăsăm să facă lucrul acesta. Domnul să ne ajute. La primii creștini, simțământul că fac parte dintr-un tot a fost foarte dezvoltat. Și rezultatele au fost extraordinare. Dar dacă noi vrem să fim aceia care să avem impact în societate, în jurul nostru, este momentul să strângem rândurile. Și să arătăm că avem bucuria unității. Domnul să ne ajute! Interesant lucru că dacă unitatea fraților era o mare bucurie pentru apostol, dezbinarea și certurile l-au întristat mult. Și aduceți-vă aminte de situația bisericii din Corint. Ce zicea unii de acolo? Eu sunt al cui? A lui Apollo. Alții ziceau, eu sunt? A cui? A lui Chifa, a lui Pavel. Unii ziceau, ai cui sunt? Ai lui Hristos. Dar interesant, pe aia care ziceau că sunt ai lui Hristos, nu-i suportau pe ceilalți. Păi spui că ești al lui Hristos și nu se vede bucuria unității? Domnul să ne ajute. Amin. Să se vadă și în inima noastră. În ființa noastră, bucuria unității. Și unitatea nu poate fi realizată decât avându-L pe Hristos, Domnul, în centru. Și biserica cristocentrică a fost întotdeauna o biserică unită. Dorim ca și biserica de Biruința să fie o biserică unită. Amin. Și să arătăm lucrul acesta, fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute. Amin. O altă bucurie care ar trebui să se vadă în viața noastră este bucuria statorniciei. Bucuria cauzată de frații noștri. Când vedem atâta statornicie la frații noștri. Fraților din Filipi, Apostolul Pavel le adresează și aceste cuvinte. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. A rămâne tare înseamnă a sta neclintit în permanență
Pentru că de cele mai multe ori, astăzi, în jur, vezi numai abandonări. Soțul își abandonează soția. Soția își abandonează soțul. Părinții își abandonează copiii. Copiii își abandonează părinții. Mai mult, copiii lui Dumnezeu părăsesc pe Dumnezeu. Și este foarte ușor să abandonezi cursa. Dar imaginați-vă acea stâncă care stă în mijlocul furtunii, în mijlocul mării și în fiecare zi valurile ce fac? Lovesc. Poate că reușesc puțin să rupă din acea stâncă. Dar va clinti valul acela și furtuna stânca? Nu va clinti. Stânca rămâne acolo reclintită. Oricât ar fi vântul de puternic sau furtuna care se abate asupra ei, stânca nu poate fi mișcată din locul ei. Pentru că asemenea unei stâmpi și neclintite trebuie să fie adevăratul credincios în Hristos. Eu, ca și credincios, trebuie să rămân tare în Domnul. Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 40, versetul 2, partea a doua. Picioarele lui au fost așezate pe stâncă. Amin. Suntem chemați să rămânem tari în fața tuturor greutăților, suferințelor care apar pe acest pământ. Suntem chemați să rămânem tari în lupta cu ispitele, să rămânem tari în ce privește încrederea în făgăduințele Domnului, să rămânem tari, pentru că lucrul acesta este adevărat. Că Dumnezeu își ține promisiunile față de noi. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Și altă bucurie ar mai trebui să se vadă. Dar una cam interesantă și pe care nu întotdeauna o înțelegem. Și spuneam fraților de dimineață unde a fost, că e o bucurie cam greu înțeleasă. Este bucuria suferinței. Despre această bucurie aflăm la Romani 5:3. Și spune aici Apostolul Pavel. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Deci dacă bucuria în Domnul nu este înțeleasă de lume, cu atât mai mult lumea nu înțelege bucuria în suferințe. Și nu are cum să o înțeleagă. Pentru că întotdeauna bucuria va fi legată de cine? De Domnul. Și bucuria este totdeauna în Domnul. Bucurați-vă nu numai astăzi, nu numai mâine, nu numai ieri v-ați bucurat un pic. Bucurați-vă totdeauna. Unde? În Domnul. Adevărata bucurie în Domnul. Chiar și în suferință. Când aud așa ceva, mulți dintre cei străini de cele sufletești și a căror ochi sunt puțin cam orbi, nu înțeleg lucrul acesta. Păi, ei spun așa, păi, Biblia e o carte de basme. Pentru că, cum poți să-mi spui mie bucurie în suferință? Noi nu ne puteți vinde povestea asta. Ești un pic, mai că nu-ți spune, ești un pic nebun. Adică să te bucuri în suferință? Nu este de mirare că de multe ori nici noi, ca și copiii lui Dumnezeu, nu înțelegem pe deplin aspectul acesta. Și Apostolul Pavel putea afla bucurie chiar și în necazuri pe care le numea și s-a amintit aici. Încercări ușoare de o clipă. 2 Corinteni 4:17. Deoarece el vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Când vezi lucrurile din perspectiva ta, vezi atâta. Asta o vezi. Mă doare. Piciorul, mă doare mâna, nu mai văd bine, nu pot umbla, sunt obosit, așa este. Dar când vezi din perspectiva lui Dumnezeu și înțelegi că Dumnezeu nu ne-a creat cu scopul acesta să ne vadă pe nechinuit. Dar Adam a ales. Și noi suportăm. Dar în marea Lui iubire, Domnul Iisus Hristos a zis că rezolvă și lucrul acesta. A arătat milă și îndurare față de noi. Putea să ne nimicească. Dar atât de mult ne-a iubit că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de răscumpărare pentru noi. Și Dumnezeu a zis, te iubesc cu iubire veșnică. Glorie Lui. Amin. Și în
boală și în suferință, trebuie să ne bucurăm privind la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu este ușor, într-adevăr. Dar vedem că dacă ni s-ar da posibilitatea să acceptăm sau să respingem o încercare, noi ca oameni ce am face? Vă spun ce aș face eu. Nu prea mi-a acoperit. Și dacă aș putea zice, Doamne, las-o să treacă pe lângă mine. Însă, după ce trecem prin acea încercare, știți ce se întâmplă? Realizăm că ceva se întâmplă în noi și cu noi. Și vedem că a fost un lucru bun și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu ne cercetează și Dumnezeu a îngăduit acel lucru din dragoste. Și este mâna lui Dumnezeu. Și dacă privim cu atenție contextul pasajului citat la început, vedem că ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Glorie Lui! Nădejdea ce se naște în ființa omului este primul semn al creșterii spirituale. Și începi să ai speranță pentru viitor și întotdeauna vom avea o speranță dincolo de ceea ce vede lumea aici, când trupul nostru este pus acolo undeva. În mormânt. Când cineva care nu cunoaște căile Domnului se hotărăște pentru Hristos, primul semn că începe să se transforme ceva în ființa lui ce este? Nădejdea. Știe că ceva este. Deja este dincolo de orice. Este nădejdea vie și binecuvântată că Dumnezeu produce chipul lui Hristos în noi chiar și acum. Și această speranță este o siguranță, nu doar o posibilitate. Așa zice Pavel. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Amin. Și vedem pe parcursul suferințelor, necazurilor, schimbare în viețile noastre. La care nici nu ne puteam gândi înainte. Observăm că iubim mai mult. Observăm că suntem gata să iertăm mai mult. Sau ar trebui să facem asta? Observăm că slujim mai mult? Sau ar trebui să facem asta? Observăm lucruri care ne transformă. Observăm că suntem obișnuiți să nu mai dăm în alții așa cum ne plăcea să facem poate altă dată. Învățăm să dăm mai mult și lucrurile se transformă. Atunci când treci prin încercare și lași că Dumnezeu să lucreze. El lucrează. Vedem cum caracterul lui Hristos prinde chip în noi. Și la sfârșit ajungem la o concluzie care ne umple sufletele de bucurie și încredere. În suferințe putem vedea nu mânia lui Dumnezeu, ci iubirea Lui nemărginită. Glorie Lui! Amin. Și sunt multe alte bucurii pe care aș vrea să vi le spun. Dar cred că cea mai mare bucurie este bucuria că vom încheia cât de repede. Dar vă mai amintesc încă un lucru. Pentru că nu pot să plec de aici și să nu vă spun despre bucuria rugăciunii. Care trebuie să se vadă în inima și în viața credinciosului, nu? Observăm câteodată că este monotonie sau simțim că parcă nu avem în noi Duhul acela care ne împinge să ne rugăm. Nu o considerăm importantă, nu ne place, considerăm că putem face orice altă activitate mai bine decât rugăciunea. Nu. Pentru Apostolul Pavel rugăciunea era prilej binecuvântat de înălțare sufletească. Aduceți-vă aminte despre acel pasaj unde Petru și Ioan ce făceau. La ceasul rugăciunii ce făceau? Se suiau. Știți ce e interesant și ce îmi place la acest sesuiau? Este că în momentul atunci când vii la rugăciune te înalți. Și rugăciunea te înalți. Și bucuria rugăciunii ar trebui să ne umple ființa noastră. Și biserica atunci când este la rugăciune ar trebui să explodeze. Rugăciunea să fie aceea care să zgurie ziduri. Să zgurie inimi. Să lucreze în sufletele noastre, în viețile noastre. Domnul să ne ajute. În toate rugăciunile mele, zice Pavel, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Și pentru noi rugăciunea să fie întotdeauna moment de prilej, de bucurie.
felul acesta numele Domnului să fie înălțat, pentru că rugăciunea este aceea care mișcă toate lucrurile. Observați un lucru interesant și mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat și s-a amintit aici, era o temniță. Și ce s-a întâmplat? Biserica ce făcea când alții erau în temniță? Se rugau. Și ce s-a întâmplat? Irod i-a băgat pe ăștia la închisoare. Așa. Și atunci biserica, e adevărat că biserica a avut atunci cheia temniței. Mai are astăzi biserica cheia de la temniță? Ori am pierdut-o, ori am pus-o într-un loc în care nu mi-aducem aminte unde am pus-o. Domnul să ne dea lumină și El să ne călăuzească. Bucuria ar trebui să ne umple viața și sufletul nostru, ființa noastră. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Ce revărsăm din potirul inimii noastre? Bucurie sau bunul? Mulțumire sau nemulțumire? Motivul bucuriei noastre stă în faptul că Iisus Hristos trăiește în inima mea și în inima noastră. Slăvit să fie numele Lui. Fără Domnul Iisus, inima noastră este goală, înfumurată, plină de vanitate și n-are nimic bun în ea. Și este o adevărată pustietate, un deșert. Dar, cu Domnul Iisus Hristos, viața este ca și soarele care strălucește printre noi. Slăvit să fie numele Lui. Și vrem să ne bucurăm în cinstea Celuia care a îndreptat, nu? Starea noastră rea înaintea lui Dumnezeu. A îndreptat-o în bine. A redeschis raiul. Ni l-a recâștigat ca să fim împreună cu El moștenitor. Glorie Lui! Fie ca bucuria aceasta să crească tot mai mult în viața noastră, așa încât bucuria Domnului să devină tăria noastră. Bucuria mântuirii, bucuria unității, bucuria statorniciei, bucuria suferinței, și a propovăduirii cuvântului pe care vreau să o reamintesc și a rugăciunii. Domnul să ne ajute la aceasta. Și aș vrea ca în minutele care ne-au mai rămas, un minut, două, să încheiem cu acea frumoasă cântare care spune: bucurați-vă de soare, bucurați-vă de zori, de căldură și răcoare și de nori călători, bucurați-vă de ploaie, de